Aciditatea la stomac este o problemă comună cu care se confruntă mulți oameni în aceste zile, cauzată de diversi factori precum alimentația nesănătoasă, stresul sau anumite afecțiuni medicale. Contrar ideii conform căreia este nevoie de un regim special și complicat pentru a trata aciditatea, se pare că secretul constă într-o simplă și înțeleaptă îmbinare a câtorva alimente care să ofere confort și alinare. Cu ajutorul unor trucuri alimentare potrivite și a unei altitudini preventive, este posibil să îmbunătățim calitatea vieții și să reducem disconfortul cauzat de aciditatea la stomac. Se știe că primăvara și toamna sunt perioadele în care se reactivează ulcerul gastric. Pentru a evita agravările gastritei, poți apela la câteva alimente care au un rolul de a combate aceste neplăceri. Nu este nevoie de un regim special, ci doar de o îmbinare înțeleaptă a câtorva alimente cu efecte benefice asupra sistemului digestiv. Bananele au conținut bogat în potasiu care echilibrează nivelul pH-ului din întregul organism. Ele au fost dintotdeauna un bun antibiotic împotriva refluxului gastroesofagian. De asemenea, bananele sunt bogate în fibre și o sursă importantă de grăsimi, astfel că sunt foarte sățioase, așa că nu e nevoie să mâncați alimente nesănătoase care mai și îngrașă când puteți să rezolvați problema consumând un astfel de fruct. Laptele de cocos. Această băutură naturală revigorantă are proprietăți de curățare, ajutând la eliminarea toxinelor din organism. Laptele rece. Dacă nu ai intoleranță la lactoză și și poți consuma produse lactate fără probleme, laptele reprezintă o altă modalitate excelentă de a combate aciditatea. Laptele bătut, iaurt, kefir sau sana ori alte variații vă scuteți de aciditate. Ele ajută la menținerea sănătoasă a sistemului digestiv în totalitate. Consumându-le în mod regulat după mese reprezintă o modalitate excelentă de a evita formarea acidității pe termen lung. Pe lângă acestea, un conținut bogat în probiotice și prebiotice, necesare păstrării echilibrului de bacterii benefice și al imunității. Relatează realitatea.net.